produs românesc, 90% după cum ai văzut. Salutare Cluj, salutare Transilvania Steakhouse. După câteva cerințe de ale voastre, am decis să ne oprim la Transilvania Steakhouse ca să mâncăm ceva de aici de meniu, să vedem ce au acolo în vitrină, pentru că am văzut că au o vitrină acolo cu mâncare, cu carne, să vedem ce au acolo, care este maturația la carne și ce gust are mâncarea, că nu pentru aia mâncăm, nu? În momentul de față, restaurantul se pare că este ocupat, este ora 2, am nimic exact la amiază. Timpul de așteptare se pare că este undeva la 10 minute, 5-10 minute, să sperăm că este așa. Și hai să ne hotărâm ce vom mânca de aici, pentru că mi-e foame, zice, n-am mâncat de dimineață și am plecat de la Arad, acum am ajuns la Cluj. Ia, vedeți pe cine l-am întâlnit aici? Atâta s-a putut. Eu aici sunt pic năcăjit că la ora 2 e full restaurantul de la 12. Nu, cred că e cazul să vin, trebuie să vă bucurați. Treaba e că ne-am prezentat puțin carnea, dar vreau să zic câteva cuvinte despre ce urmează astăzi să mâncăm legat de carne. Încă nu știu ce recomand, dar să vedem ce ne recomandă, care ar fi ideea. Deci, noi am reușit să aducem în restaurantul nostru să promovăm vita românească. Produs românesc, 90% după cum ai văzut, 90% din vita care o avem e din România. Maturație foarte bună, maturată 40 de zile, mielul la fel, e topul de pe lume. Și avem și americanul. Ca și mâncare legată de vită, de coastele ale slow-cum sau de steak-ul, noi am mâncat și la Nusret, în Istanbul, unde chiar mi s-a părut foarte bun. V-am văzut că a fost acolo, ca și comparație, cum o situație. Încă se mai poate lucra să ajungă acolo, nu, sincer, se mai poate depăși. Nu, vă spun sincer așa. Și după aceea dumneavoastră să gustați, o să spuneți corect. La ora actuală, nu cred că Nusret, nici ca vitrină, ca prezentare, ai văzut prezentarea, nici și calitate și mâncare, gust, nu e mai bun ca noi. Eu cred că carnea din România e topul de pe lume. Tind să cred treaba asta. O să vedeți. Ne așezăm la masă. Noi atât am putut, vedem ce facem. Să vedem dacă se poate și mai mult. Acum vom merge către sală să vedem cum arată interiorul. Da, este plin, exact cum s-a vorbit. Da. Hai să ne așezăm la masă și să și mâncăm. Odată ce te așezi la masă, ai QR code și de acolo poți să-ți comanzi meniul. Intrăm imediat înăuntru și vedem ce exact de comandăm să mâncăm. Bună ziua și bine ați venit! Din partea noastră aveți un vin românesc de dealul, are un merlot din 2018. Este un vin roșu, sec, dar totodată este fructat, are o aromă de fructe negre. E un vin corpulent, e un vin foarte ușor băubil și se potrivește perfect cu produsele noastre. Vom decanta vinul, după care vă dăm să degustați. Mulțumim! Se poate și verifica dopul, vă recomand? Da, chiar buchetul este fain. Facem o aerisire a vinului aici. Este un procedeu care ne ajută să câștigăm în 45 de minute aproximativ în ceea ce constă decantarea unui vin. Fiind un vin roșu Merlot din 2018, nu necesită neapărat o decantare, dar acest vin este perfect dacă este puțin aerisit. Eu nu sunt băutor de vinuri în primul rând și până acum mă impresionează, sincer să fiu. Încercăm să ducem totul la un alt nivel, să zic așa, în special pe calitate. Îl mai putem lăsa 5 minute, să zic, dar vă voi pune pentru degustare. Da. Se pare că unge bine. Vă rog să-l degustați. Mm.
Nu știu cât de bine se vede, dar unge bine paharul și stă. Hai să mă dau cu părere despre ceva care nu cunosc. Deși mirosul este plăcut, are un buchet destul de fructat. Nu mă pricep la treaba asta. E ciudat să nu pot să mă dau cu părere dacă este bun sau nu. Dar nu e rău. Nu e rău, adică nu pot să zic că e groaznic și nu aș putea să-l încerc cu steak sau ceva. Noi am venit pentru mâncare. Hai să vedem cum este mâncarea. Până acum, servirea chiar bună, chiar fain. Da? Ce trebuie. Exact cum ar trebui să se prezinte un restaurant de un nivel mai ridicat. Așteptăm să ne uităm peste meniu și să ne hotărâm odată ce mâncăm. Haideți să vedem cum se pregătește burgerul pe care îl avem noi. Și chiar acum am întors. Da, chiar am primit accesul acolo. Haideți să vedem repede. Arată bine, arată bine. Sperăm să fie un burger așa cum ne-am așteptat să fie. Avem aici pe domnul bucătar. Ciprian. Mamă, dar cum arată și... Mamă. Celălalt nu știu a cui e, dar... mă face să mă gândesc dacă nu era mai bine să aleg varianta aia. Dar acum mergem pe asta. Billionaire. Cum se numește? Mai exact, Billionaire Burger. Atât se numește. Se numește scurt și costă lung. Am impresia că acolo se află comanda noastră, adică burgerul și cu foie gras-ul lui Larry. Cred că este. Mai pot de poftă. Observa bine, la noi vine. Da, nu, e bine. Am ginit eu bine că asta e produsul nostru, mamă ta. Uite, așa e. Mamă. Cu cartofi și cu brânză, asta e parmezan, cred că, și foie gras-ul Larry. Mamă. Mulțumim. Pâine prăjită. Foagrau, arată bine. Hai să studiem puțin burgerul pe care îl avem noi. Așa, sincer mă așteptam asta să fie puțin mai mare. Dar da, puțin mai mare. Mai lat. Ce avem acolo la unul roșii. Avem, cred că avem foie gras, cred că avem foie gras. Da, avem foie gras. Un sos de usturoi, carne de burger. Și când dai și mie o gură? Ok. Eu zic că ar trebui să începem să mâncăm. La foie gras-ul ăsta arată super. Super. Larry, cum ți se pare până acum? Îi ce trebuie? E delicios, e foie gras, e ce trebuie, e foarte bun, îmi place foarte mult. Așa, până acum, ce mi-am făcut cu foie gras-ul, unde se află? La același nivel, mi se pare. Hai să mâncăm burgerul nostru aici. Momentul adevărului. Începem light cu cartofi, cu parmezan.
Nu, este un parmezan destul de bine maturat, care aromă bună. Așa e? Ai gustat? Da, am gustat, e bun. E intensă. Dar cartofii nu mă dau încă pe spate. Parmezanul, da? Cartofii încă nu. Mi-am luat ultima gură de foie gras, te rog că gustă-ți burgerul să iau și o gură. Vreau să mănânc și eu un pic de foie gras, un pic ai de acolo, gust. Burger, ai de fapt, da. Gata, mai. Ai scăpat. Nu mai este să revedem. Nu mai. Deci cartoful nu mi se pare cel mai mare. Mi-e place să mănânc cu mâna, nu știu de ce. Dar probabil că se face conexiunea asta între... Mulțumim! Oh, ce bine arată! Dacă trebuie să arăt și la cameră. Și asta e salata care a cerut-o Larry extra și a venit repede. Deci, mă îmi place să mănânc cu mâna pentru că face legătura. Ce văd, ce miros, ce simt și ce gust. Am pedalat la Steph cartofii și am rămas cu burgerul. Ia să vedem ce se întâmplă dacă apăsăm puțin. Îți face chifla. Hai să o băgăm cumva ca să putem și mușca. Și clasica metodă de a mânca burgerii invers. Cam greu o să fie de mușcat. Not bad. Wow. Am greu să-l mănânci așa, dintr-o mușcătură. E puțin spicy. Ma, foie gras-ul ăla. Ia ziceți voi, voi ce ziceți aici? Mi se dezintegrează efectiv toată chifla, tot burgerul la mine în palmă. Cum e? Așa e? Dă o aromă. Dar nu știi, nu vrei să nu-mi mănânci tu pe tot. Că eu aș vrea. Zici că Billionaire Burger. Bă, gustul e bun, n-am ce zice. Și nu că mă refer la chestiile că am primit vinul pe gratis, că pe mine nu mă încântă vinul, nu sunt băutor de alcool, dar burgerul e ceva. Da. Mam. Băi, cine a făcut burgerul ăsta știe să facă burgeri și are din ce să facă burgeri. Da. Nu știu de unde să mușc. Ba n-am, se desface. E fraged. E gustos. Mi s-o păr groasă din asta, domnilor. Toată e regulă. Spune, cum zice șeful nostru. Atâta s-o da. Da, e chiar ce trebuie asta.
delicios. Și burger. Mai avem un tip de burger, 24 care se numește, cu foițe de aur deasupra. Vreau te recomanda pentru că momentan nu mai avem foițe. Sunt la platoul, multe sunt la mulți burgeri într-o zi, sunt dus toată foița care ne-a comandat pentru că două-trei săptămâni, în două zile. Și asta nu o găsești la orice magazin să ne asemenea. Copilul tot nu-i mănâncă. Mănânci cartofi? Nu mai este nimica. Mm. Mamă, duce. Vrei cartofi? E senzație. Haide, dă cartofi înapoi. Să știi că are gust mai bun cu cartofi decât fără. Bă, dar nu, n-am ce să comentez și sincer am venit destul de sceptic. Păi, review-urile de pe Google erau prea multe. 3,3 din 100 de review-uri. Nu știm cum e steak-ul. Mamă zice. E bun. Și am venit sceptic, cum ziceam, pentru că review-urile de pe Google nu sunt chiar bune. Dar am zis, ok, haideți totul să încercăm să vedem ce se întâmplă pe realitate, pentru că pe TikTok ați văzut cât de mare lăudat-o, iar pe review-uri pe Google nu chiar așa mult, dar până acum chiar mi-a plăcut foarte mult și încă îmi place, mai puțin cartofi, nu știu, cartofi pe mine mă atrag ăștia, dar în schimb parmezanul după ele, da. Nu fac parmezanul ăsta de vânzare acolo în față. Mamă, ce bun poate să fie. Nu, e bun, mă, da. Ma. Un pic de cartofi cu parmezan. Vă recomand. Cât pare de ciudat, mâncați mâncarea cu mâna. Ajută. Ce? E o corelare între ceea ce mirosiți, ceea ce gustați, ceea ce vedeți, ceea ce simțiți. Mâncați mâncarea cu mâna. Ah. Nu știu cum să le mai țin, să nu se desfacă. Nu vreau să pierd nimic. Ce arată acum în ultimul hal? Arată în ultimul hal de rău. Gustul e în ultimul hal de bun. Wow. Wow. Nu, asta da. De acolo, Da, nu, n-am ce să zic, decât că mâncarea este foarte bună. Burgerul. Deci eu am mâncat steak-ul, nu știu, de steak, habar n-am, nu se treaba, am văzut maturațiile acolo, dar am zis că încerc un burger azi, care nu m-a dezamăgit, iar Larisa cu foie grau ei, la fel, n-a dezamăgit-o. Ne auzim afară cu concluziile finale. Concluziile de final din mașină. Restaurantul, sincer, m-am așteptat ca să fie să fie cu mâncare mai nașpa, pentru că review-urile nu stau chiar bine acolo. Așa. Burgerul a fost foarte bun, nu știu dacă am mâncat burger mai bun ca și ăla, chiar o bune. Vinul l-am primit de partea casei. Nu ne-a ajutat prea mult, nu ne-am curcat. Am gustat să văd ce aromă are, nu mă pot da cu părerea decât că n-a fost rău la gust. Așa, sper să mă ajute la digestie. Fa grau, nu l-am gustat de la ea, dar am gustat de la mine și a fost bun. Aromat, vai, un pic cam uleioasă pâinea, dar bun. Un 5 aș da eu la foie gras. Da, am primit o salată la sfârșit, aia a fost de maxim 1,5, dar maxim. A fost din 5. Și burgerul a fost chiar 5 din 5, a fost demențial de bun. Cartofii au fost un
cât să zic, 2,5 către 3. 3 pe acolo, pe 3. Cartofi, da. Parmezanul de pe cartofi. Parmezanul foarte sus. Cartofii n-au fost destul de pătrunși, n-au fost gătiți înăuntru, au fost mai cruzi înăuntru și nu știu, parcă mă așteptam să fie așa. Exact, și eu am simțit câteva bucăți, am simțit așa, parcă nu erau încă gătite. Cartofii nu. Dar salata a fost cea mai rea, sincer, din tot ce am comandat. Dar, în schimb, foie grau, demențial de bun. Servirea foarte exemplar. Am mai întâlnit treaba asta în Cluj, doar la Tokyo. La restaurant. Deci același nivel de servire, parcă acolo era puțin mai sus nivelul de servire. Aici la Steakhouse mi s-a părut că a fost doar mai friendly decât acolo. Exact. A fost mult prea... Acolo a fost professional, foarte professional. Aici a fost professional, dar friendly. Cumva aș prefera stilul ăsta decât ăla de la Tokyo. Da, și eu. Depinde și de mood-ul care l-ai. Ai chef să vină să vorbească cu tine, să te întrebe cum a fost, mai vrei ceva, la. Sau vrei să fii acolo când ai nevoie de el, fără să aștepți prea mult. Da. Concluzia de finală, după gustul meu la ce am mâncat, 4,9. Cartofii a stricat toată treaba asta și salata. Dacă pun și salata, cred că eu n-am gustat-o, dar Larisa zice că n-a fost bună. 4,9 a fost fair la ce am mâncat. Mm-hmm. Dar aș putea merge și mai jos un 4,8 doar pentru salată. Dar mâncarea, dacă ați mâncați ce am comandat noi, n-aveți cum să nu ziceți că a fost bun. Bun, cam atât a fost. Transilvania Steakhouse se află pentru ce am mâncat în topul restaurantelor. Așadar, atât s-a putut, vorba aia. Și vorba noastră, am mâncat, am băut și ne-a plăcut.